Dragii mei prieteni, subiectul din această seară este intitulat Apocalipsa între mister și cruda realitate. Vreau să scot în evidență din nou valoarea adevărului. Un adevăr care adeseori este identificat cu însuși persoana și prezența Domnului Isus Hristos. Adevărul, cât de folositor, cât de apreciat, cât de respins, cât de urât sau iubit este adevărul. Arthur Schopenhauer făcea o declarație cu privire la adevăr. Toate adevărurile trec prin trei etape. Prima dată, adevărul este ridiculizat. În a doua fază, întâmpină o opoziție violentă. Ca mai apoi, în a treia fază, evident, să fie acceptat ca fiind evident în mod natural. Ieșitul în stradă, dragii mei prieteni, nu ajută cu nimic. Fluierăturile, huiduielile, Exprimarea noastră brutală cu privire la nemulțumirea pe care o avem în suflet, deși legitimă, deși uh, umană, deși ajunsă la limită, nu va schimba soarta sau destinul nostru. Trăim într-o lume condusă de oameni care nu mai au suflet. De ce? Pentru că și l-au vândut pe bani. Și de aceea, prietenii mei, soluția nu este în mine, nu este în dumneavoastră. Nu este în noi. Soluția este la Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un scandal de notorietate undeva în lumea biblică a Marelui Nebucanețar. Un rege care, din întâmplare, a avut un vis care l-a tulburat. Era vorba de istoria Babilonului, era vorba de viața lui personală și avusese în jurul guvernului său, el nebucanesar, o groază de magi, oameni care citeau în stele, se orientau după Zoroastru și câte și mai câte formule magice și spiritualiste. Până când acest vis, care l-a trezit din somn, i-a răpit liniștea, l-a provocat să verifice acuratețea slugilor de la templu, care erau plătite bine, hrănite bine, ca să-l mintă frumos. De data aceasta, lui Nebucadnețar i-a ajuns cuțitul la os și i-a întrebat pe toți acei spiritiști, spuneți-mi visul. Evident că prin aceasta Nebucanețar dorea să verifice acuratețea informațiilor care le primea de la serviciul secret de spiritism, de la casa oamenilor care îi hrănea bine, îi plătea bine și evident că dorea să verifice integritatea lor de caracter. Aceștia s-au fost și, pentru că au fost prinși cu minciuna, au început să-i spună uh, Împăratului Nebucanețar, păi știți, noi avem și noi, oricât de magi am fi, avem și noi resursele noastre limitate, ne-ai uh, ne băgat într-un sistem dumnezeiesc și noi nu putem explica Împăratului visul în afara faptului că Împăratul va împărtăși cu noi acest vis. Atunci, împăratul și-a dat seama că are de-a face nu cu oameni de știință care citesc în stele, nu cu oameni de știință care, într-adevăr, cunosc adevărul despre lucrurile pe care noi, oamenii simpli și idioți, făcuți de ei, nu-l cunoaștem, ci nebucănețar și-a dat seama că are de-a face cu tupeiști obraznici, răufăcători și oameni care, într-adevăr, aveau un scop mizerabil: să mănânce bine, să bea bine, să fie plătiți bine la casa împăratului și să-i vândă tot felul de gogomănii și minciuni în fiecare zi, să-l flateze pe împărat și să-i stimuleze mândria și eul personal. Însă împăratul de data aceasta și-a dat seama că este tras pe școară de aceea în care își investise tot destinul lui veșnic, suflet, trup și inimă. A pornit un carnagiu și a fost vai și geamă pe străzile Babilonului în zilele acelea. La un moment dat, torționarii au ajuns și la ușa unui mare profet, pe care Biblia îl recomandă ca fiind Daniel. Daniel deschide ușa, iar capitanul trimis de Nebucadnețar, cu sabia scoasă, vine și spune, sunteți următorii la rând pentru măcel. Și atunci, bineînțeles că Daniel, într-un dialog extraordinar, îl temperează pe capitan și spune ce dorește împăratul să afle. Păi împăratul dorește să afle ce a visat el azi noapte și interpretarea visului respectiv. Daniel devine o forță tampon între rege și carnagiul început împotriva celor vinovați. El nu a strigat răzbunare, și a strigat iertare, mai dați în timp. Și a îndemnat pe oamenii aceștia răi, magi, așa cum erau ei, și hoți, bandiți, i-a îndemnat la pocăință. Daniel, cu un zâmbet pe buze, specific omului temător de Dumnezeu, i-a zis capitanului, dă robului tău câteva zile ca să iau post și rugăciune și voi spune, nu eu, ci Dumnezeu, pentru că ceea ce cere împăratul omul nu poate să ofere. Deci, în mod gentil și elegant, Daniel spune că greșeala nu a fost neapărat numai a magilor care îl mințeau uh, pe Împărat în fiecare zi. Greșeala aparține și Împăratului, care își punea încredere în om. Așa cum spune Ieremia în capitolul 17, blestemat fie omul care se încrede în om. Dumnezeu a știut că noi oamenii vom avea frământări sociale de genul acesta, în trecut, prezent și chiar în viitor. Și de aceea ne-a lăsat la îndemână Cuvântul Vieții, la care bine facem că luăm aminte, pentru că ne dă o informație corespunzătoare. În acest context, Daniel este omul care invită pe împărat la liniște, la calm și la oprirea carnagiului. Intenția lui Daniel nu era moartea celor care l-au păcălit pe împărat, nu. Daniel și-a dovedit caracterul ca fiind într-adevăr un om care iubește pe cei care fac răul. Postul și rugăciunea au fost lucrurile pe care Daniel le-a folosit în moment de criză. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă atâția oameni care au ieșit în stradă ar fi făcut ca Daniel să hotărească câteva zile de post și de rugăciune, să se cerceteze pe el însuși și să se roage pentru cei care fac răul. Ce descoperire ar fi produs Dumnezeu în viața oamenilor și a tinerilor? Care au ieșit pe străzile orașelor țării noastre ca să-și exprime nemulțumirea. Cât de marcantă ar fi fost această atitudine, cât de mișcată ar fi fost inima jandarmilor, care și ei sunt oameni și execută niște ordine până la urmă. Nu scuz abuzul în serviciu a celor care au trecut dincolo de ordinele date. Dar sunt ferm convins. Că acești oameni ai ordinii, oamenii care sunt îngăduiți de Dumnezeu din motive pe care noi nu le cunoaștem, au și ei tați și mame, sunt și ei fii și fice, au unor părinți care se roagă pentru ei. Probabil că sunt soți și soții, probabil că au și ei copiii lor, tremură și ei pentru situație în aceste situa momente de criză, și sunt convins că nu le este indiferent. Că trebuia deseori să execute ordine împotriva propriilor conștiințe. Așa că, dragii mei prieteni, ce ar fi fost dacă noi am fi făcut, sau ce s-ar fi întâmplat dacă miile și sute de, de mii care au ieșit pe străzi, în loc să iasă pe stradă, ar fi intrat în cămăruță, pentru rugăciune, așa cum a făcut-o Daniel. Matei, capitolul 6, versetul 6, este o splendoare de soluție pentru noi, frământările noastre și problemele noastre personale. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Vreau să reamintesc tuturor că soluția de a ieși din această criză nu aparține omului, pentru că avem de a face cu un sistem extrem de perfect și bine pus la punct, discrepanța raporturilor de forță este enormă, așa că suntem carne de tun pentru tot ceea ce sistemul dorește să facă. Singura noastră speranță este Dumnezeu. Dragii mei prieteni, sunt fer convins că Dumnezeu poate asculta păsurile și necazurile noastre. Știu că vor muri oameni, nu depinde de mine. Aceasta aparține Creatorului. Nu cunoaștem noi vremea și ceasul, pentru că sfârșitul lumii sau revenirea Domnului Hristos sau sfârșitul vieții noastre apare în mod independent în de acord cu voința lui Dumnezeu. Împăratul convoacă poporul la o zi națională de post și de rugăciune și bărbați, femei cu copii lași în brațe, bătrâni cu toiege și cu cârje au venit toți în în fața împăratului și a început rugăciunea națională de salvare a poporului Dumnezeu. Câteva crâmpei în această rugăciune mi-au mișcat inima și aș dori să le împărtășesc cu dumneavoastră. O, Dumnezeul nostru, nu vei judeca tu pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor. Mai târziu, în depănarea acestei rugăciuni, răspunsul nu încetează să vină de la Domnul cu profetul care îl aveau la dispoziție și le răspunde, Tatăl Ceresc, Domnul Hristos, le răspunde, acest, răspunde acestei mulțimi de oameni care și-au pus inima să se cerceteze pe ei și să caute pe Dumnezeu în momente de criză. Nu veți avea de luptat lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Aș dori să recapitulez în viteză cu dumneavoastră câteva fascicole din declarațiile pe care doi oficiali le-au făcut în fața Națiunilor Unite. Și care arată clar că nu e vorba de conspirație, nu e vorba de fabulații, ci e vorba de o realitate care bântuie mintea și creierul acestor oameni. Declarațiile aparțin premierului britanic, adresate într-un speech inaugural în fața Națiunilor Unite. Aveți aici referința pe text și puteți verifica toate sursele. Puteți păstra secrete față de prieteni, de părinți, copii, medicul dumneavoastră, chiar și antrenorul personal. Dar este nevoie de eforturi reale pentru a vă ascunde gândurile de Google. Și dacă acest lucru este adevărat astăzi, pe viitor s-ar putea să nu existe niciun loc unde să te ascunzi. Dar această tehnologie ar putea fi utilizată pentru a ține fiecare cetățean sub supraveghere non-stop. Un viitor Alexa se va preface că primește comenzi, dar Alexa ăsta te va urmări scoțând limba la tine și bătând din picior, adică făcând mișto de tine sau bagiocorindu-te. În viitor, conectivitatea vocală va fi în fiecare cameră și aproape în fiecare obiect. Salteaua dumneavoastră vă va monitoriza coșmarurile. Oricât de nebunești, oricât de science fiction ar părea, acestea sunt intențiile acestor oameni care astăzi conduc țări. Ca să mergem mai departe, bineînțeles, un protagonist al noii ordini mondiale și un actor deja bine cunoscut pe arena mondială, Klaus Schwab, făcea și el o declarație de genul ăsta în a patra revoluție globală, în cartea sa care este un bestseller, Cetățenii care sunt îngrijorați cu privire la drepturile lor private vor necesita o ajustare a gândirii. Instrumentele folosite în cea de-a patra revoluție vor facilita apariția noi forme de monitorizare, adică supraveghere, împreună cu alte mijloace de control, zic eu, social. Călătoriile peste graniță vor necesita o scanare detaliată a creierului. Călătoriile peste graniță vor necesita o scanare detaliată a creierului pentru a evalua eventualul risc care poate fi produs de un astfel de individ. Tehnologiile extraordinare corpului uman vor deveni implantabile în corp și creier. Praf inteligent, computere cu antene, fiecare mai mici decât bobul de nisip, se pot organiza independent în corp. Vom deveni și mai buni în a manipula propriile noastre gene, cât și genele copiilor noștri. După prezentarea acestei pleiade de prăjituri dulci și apetisante pentru noi ca oameni, el și încheie acest aliniat de dorințe și de implementări prin următoarea declarație. Și în final ne va mai trebui și un fel de guvernare globală. Asta este realitatea. Acest sistem de dictatură mondială este de fapt reflectat în cartea apocalipsei. Suntem în plină desfășurare a profeției exprimată. În acest capitol, Apocalipsa între mister și cruda realitate. Dragii mei prieteni, este trist că majoritatea oamenilor nu pricep sau nu înțeleg că procesul acesta în care am intrat este irreversibil și că a fost profetizat de Ioan, ucenicul cel iubit, pe insula Patmos, mai bine de 2000 de ani în urmă. Înainte de a intra: în studiul capitolului 13 din Apocalips, care este super și arhidiscutat în lumea teologică și neteologică a societății de astăzi, aș dori să vă reamintesc o vorbă de duh pe care o împărtășea cu noi oamenii A. James Garfield. Adevărul te va face liber, dar înainte ca să te facă liber, mai întâi te va face mizerabil. Un astfel de adevăr, dragii mei prieteni, este prezentat de cartea Apocalipsei. Apocalipsa este un adevăr care, înainte de a te face liber, te face să te simți mizerabil. Avem de ales să fim liberi în Hristos sau liberi în afara Lui. Dragii mei prieteni, toată această criză care există și se vede de la un capăt al pământului până la celălalt capăt al pământului, prieteni, este o criză îngătuită de Dumnezeu pentru ca noi oamenii să ne pregătim actele de identitate pentru intrarea în noua frontieră a împărăției cerului. Înainte de a vedea cerul, înainte de a-l vedea pe Domnul Isus Hristos pe norii cerului, noi trebuie să ne pregătim să intrăm în marea criză numit timpul de strâmtorare, strâmtorarea lui Iacob. Cu sau fără legitimație, cu sau fără identitate, cu sau fără caracterul Domnului Hristos, noi toți suntem expuși într-un marș forțat către ultima mare încercare de caracter a umanității. Marea cernele a început și se văd deja fisuri de caracter în viața oamenilor care și-au vândut sufletul pentru bani, în viața oamenilor care de fapt s-au corupt pentru. O extensie de viață sau pentru o pâine? Pe masă, doar pentru o zi. Vă rog, Țineți minte această analogie. Așa cum adevărul este unul singur și întotdeauna este înconjurat de multe minciuni, tot așa și Cartea Apocalipsei redă eroul principal al scripturii, care este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Acest miel al lui Dumnezeu în Cartea Apocalipsei este unul singur. Nu sunt mai mulți miei ai lui Dumnezeu, e doar unul singur, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Dar, în această mare confruntare globală, în acest conflict cosmic pe care cartea Apocalipsei îl revelează că de fapt în limba greacă asta înseamnă ultima carte a Scripturii, Revelația lui Iisus Hristos cu privire la vremurile sfârșitului, această carte Apocalipsului ne descoperă pe mielul lui Dumnezeu, un singur miel înconjurat de mai multe fiare, adică de mai multe dominanțe, de mai multe puteri, care s-au perindat în această omenire de-a lungul istoriei și care toate s-au prăbușit și au dispărut în praf și cenușe. Singura împărăție care nu va dispărea este împărăția Domnului Hristos, reprezentată de piatra pe care a văzut-o nebucatnețar în, în visul impresionant din capitolul 2. De aceea, dragii mei prieteni, în această seară aș dori să pendulăm între cartea lui Daniel și cartea Apocalipsei. Daniel se potrivește în Apocalipsa cum se potrivește mânușa în mână. Daniel prezintă patru fiare începând cu Babilonul. Babilon, Medopersia, Grecia, Roma. Ioan, ucenicul Domnului Hristos, prezintă și el patru fiare, dar începe cu Roma, Medopersia, Grecia și Babilon. Observați ce e interesant. Profetul lui Dumnezeu credincios Daniel este în Babilon, prima împărăție. Ca Ioan, ucenicul cel iubit, profetul lui Dumnezeu, să se afle în timpul celei de-a patra împărății care era Roma. Și atunci dacă deschidem Apocalipsa, capitolul 13 coerentă cu descrierea pe care o face Daniel cu privire la cele patru fiare în capitolul 7 al cărții sale. Este extraordinar privilegiu de a depăna împreună cu dumneavoastră acest capitol 13 din Apocalipsa, care de fapt are 18 versete. Primele două versete ne descriu o fiară, adică un sistem cu un caracter antonim sau opus caracterului Daniel sau mielului Isus Hristos, Apoi am văzut stând pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și 7 capete și pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă, adică nume care uh, vorbeau împotriva lui Dumnezeu. Fiara pe care am văzut-o seamănă cu un leopard, avea lape ca de urs și o gură ca gura de leu. Balarul i-a dat puterea și scaunul de domnie și o stăpânire mare. Acesta este, de fapt, indicativul, sau dacă vreți, Da Vinci Code, uh, pentru fiara descrisă în Apocalipsa, capitolul 17. Din nou avem 10 coarne, 7 capete, o femeie care stă pe o fiară și așa mai departe. Descrierea este aproape identică. Dar ceea ce este interesant, este că această fiară, văzută de Ioan, întrunește toate caracteristicile împărățiilor dinaintea ei. Ceea ce este foarte interesant este că Daniel, în capitolul 7 prezintă istoria celor patru fiare. Babilonul, simbolizat de un leu, Medopersia, simbolizat de un urs care stă într-o rână, adică în dezechilibru și are trei coaste în gură, care reprezentau Lidia, Babilonul și Egiptul, scoală și mănâncă multă carne. Apoi Daniel vede a treia fiară, leopardul cu patru aripi a lui Alexandru Macedon și cei patru generali care erau urmat ca Casandru Ptolomeu, Seleuc și Lisimac. Și apoi avem fiara care nu are termen de comparație pe care Daniel o vedea, se îngrozea și nu știa că este Roma. Acum Ioan pe insula Patmos înțelege ce nu înțelegea Daniel în Babilon. Cine este fiara aceea nespus de grozavă, de înspăimântătoare? Cine este puterea aia mondială care va sfărâma totul în picioare și va nimici totul? O fiară care până la urmă nu are termen de comparație. Ceea ce Daniel nu înțelegea, înțelegea acum Ioan. De aceea, revelația lui Ioan cu privire la Roma păgână și mai târziu, după căderea Romei în 457 și formarea Romei papale în 533-538, după ce generalul Belizarie face 5 ani de război împotriva vandalilor, herurilor și ostrogaților, atunci Papa, episcopul de Roma, primește autoritate absolută în întregul fost Imperiu Roman. Din acel moment, 538, 1260 de ani de ev mediu, avea să de fie desfășurarea unei forțe persecutoare care n-a mai fost întâlnită în istoria lumii până atunci. Ioan înțelege că această fiară care este văzută în viziune pe insula Patmos este Roma care are trupul de leopard, a lui Alexandru Macedon, are labele de urs ale Medo Persiei, puterea extraordinară de a te domina, și are gura de leu a Babilonului cel Mare, care reprezintă autoritatea de exprimare în lume, o fiară care are toate calitățile celorlalte fiare dinainte sau predecesoare. Ceea ce este foarte interesant, dragii mei prieteni, este că la finalul versetului 2 ni se spune că sursa autorității romane și sursa autorității papale nu este Dumnezeu, ci este Balaurul. Balaurul i-a dat puterea lui, fiarei. Deci, în tabăra opusă, Roma papală a vrea să preia comanda Imperiului roman, făcând din statuia lui Jupiter simbolul lui Petru ca fiind primul papă. Adeseori dorința pasionată a Romei era aceea de a răvni la un patrimoniu și de trezei peste noapte că ești eretic. Și așa cum ne-am obișnuit în timpul comunismului, venea Duba la ora 2-3 noaptea, te lua și te ducea la Poarta Albă, Jilava, Doftana sau alte pușcării, doar pentru faptul că nu i-ai plăcut cuiva sau zâmbetul tău n-a fost pe placul celui care conducea. Istoria persecuției papale de aproape 1260 de ani avea să se încheie pentru o vreme, temporar, și să primească o rană de moarte care avea să fie vindecată în 1929, într-un ziar postat, cardinalul Gașpari împreună cu dictatorul Mussolini, semnează un pact istoric, spuneau ei, care vindecă o rană de mulți ani. În versetul 4 al acestui capitol, ni se pune o întrebare, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? După Revoluția franceză și împărtășirea filozofiei ateiste, societatea răsăriteană a Europei avea să primească cu nesați veninul unei filozofii otrăvitoare, care avea să se numească socialism și mai târziu comunism. Nu uitați că biserica lui Stalin a trădat Roma și a început o luptă disperată de menținere a echilibrului de influență în lumea geopolitică iar KGB-ul era organizat exact pe aceleași criterii de structură piramidală ale Ordinului Ezuit. Dovada faptului că însuși Ioan Paul al II avea de dus un război pe două fronturi, este evidențiat în cartea lui Malachi Martin, scoasă sau apărută în 1990, The Keys of This Blood, cheile acestui sânge, în care pe prima pagină se reitera ideea lupta pentru supremația globală între papa Ioan Paul al II, Mihail Gorbacev și capitalismul occidental. Papalitatea folosește capitalismul american ca să distrugă sistemul lui Stalin, ca mai apoi să folosească comunismul lui Lenin, numit socialism, ca să distrugă capitalismul american. Anul 2020 este traducerea profetică a anului 1989. Căderea Americii Libere în octombrie 2020 constituie, dragii mei prieteni, rampa de lansare a noi ordini mondiale. Pentru cei care au suspiciuni cu privire la cartea Apocalipsei, aș vrea să împărtășesc câteva gânduri revelatoare, zic eu, din partea unora care fac parte din globalizare, fac parte din noua ordine mondială, sunt profeți ai noi ordini mondiale, sunt protagoniști ai noi ordini mondiale, sunt chiar întemeietori a acestei filozofii moderne și care totuși dau un credit moral. Bibliei și în special cărții Apocalipsei. Unul dintre ei care crede cu nesați capitolul 13 din Apocalipsa se numește Henry Kissinger. Domnia sa avea dreptate în felul lui când spunea că Biblia și promotorul acesteia, adică protestantismul, aveau să împiedice progresul noii ordini mondiale. Sursa din care am luat acest document pe care îl împărtășesc cu dumneavoastră este cartea scrisă chiar de domnia sa, Henry Kissinger, și intitulată World Order, adică Noua Ordine, la pagina 20. Unitatea religioasă se fracturase odată cu supraviețuirea și răspândirea protestantismului, adică a celor care promovau credința în Biblie și credința în Dumnezeu. Reforma protestantă, spunea dumnealui, a distrus conceptul de ordine mondială, susținută de cele două săbii. Care sunt cele două săbii care susțineau conceptul de nouă ordine mondială? Papalitatea și Imperiul, spune domnia sa. Deci Henry Kissinger practic creditează teza capitolului din Apocalips 13. De fapt, Henry Kissinger avea dreptate în felul lui că Biblia și promotorul acesteia aveau să împiedice progresul noi, ordini mondiale, pentru o vreme. Dar acum, protestantismul, care a căzut în 2017, am impresia, și scriptura lui sunt asanate sau eliminate sau neutralizate, iar creștinii paralizați de frică și-au pierdut credința în Dumnezeu și în Isus Hristos. Acum se împlinește profeția favorită a lui Henry Kissinger, uniunea dintre papalitate și Imperiul American, care face o imagine fiarei care trăia. Cele două coarne de miel au căzut în anul 2001, în septembrie 11, când cel mai frumos simbol al separării între biserică și stat aveau să fie distruse de un atac. Cele două clădiri gemene erau simbolul celor două coarne ale Statelor Unite, unul reprezenta biserica, celălalt reprezenta statul. Nu erau unul mai mare ca celălalt. Erau separate, erau egale în autoritate și își vedeau fiecare de treaba lor. Trist este că dărâmarea sau prăbușirea acestor două simboluri aveau să schimbe imaginea Americii pentru totdeauna. Sabia cu două tăișuri a noi ordini mondiale este Roma și Imperiul American. Această simbioză, dragii mei prieteni, va merge până la sfârșit. Unitatea între Roma și Statele Unite va produce acea forță care va coagula întreaga omenire împotriva lui Dumnezeu și împotriva Domnului Isus Hristos. Punctul terminus, punctul fierbinte al discuției noastre este Trăim noi împlinirea profeției care zice să Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer în fața oamenilor și măgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorului pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, sloboli și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Prietenii mei scumpi, indiferent cum am pune-o, indiferent cum am răstălmăci-o, indiferent cum am dorit să o interpretăm, profeția aceasta se desfășoară într-o viteză maximă. Suntem actori, suntem participanți la cel mai solemn eveniment din istoria lumii. Procesul de instalare a guvernului tip fiară a început. În 1929, rana Romei avea să fie vindecată. În 1989, avea să se prăbușească comunismul. În 2001, fața creștinismului protestant american avea să se schimbe la 11 septembrie, atunci când cele două simboluri ale democrației și republicanismului american aveau să se prăbușească. Anul 2020 este momentul de declanșare a procesului irreversibil care se cheamă noua ordine mondială. Dragii mei prieteni, de aici înainte mai sunt câteva evenimente care au de a face mai mult cu poporul lui Dumnezeu și cu lumea, dar evenimentul major pe care noi îl așteptăm, și sper că nu este secret, este un eveniment pe care îl va vedea toată lumea, este revenirea scumpului și iubitului nostru Mântuitor, Isus Hristos. Înainte de a ne apropia de concluziile de final ale subiectului nostru, aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră din nou un fascicol de istorie pe care mulți. Nu iau în considerare și care are tendința de a se repeta în zilele noastre. Am avut șansa să intru în posesia cărții Dr. Joseph Mengele, the Angel of Death, doctorul Joseph Mengele îngerul morții, scrisă de Holly uh, Gary, uh, care descrie de fapt interesele extraordinare a unui doctor care a ajuns să fie aplaudat de unii și bineînțeles căutat de alții. Era capabil să injecteze pe oameni cu tot felul de soluții, cu tot felul de lichide ca să vadă cum reacționează trupul uman uh, la astfel de substanțe. Am avut șansa să întâlnesc uh, în călătoriile mele oameni cu care discutam, fie întâmplător, uh, ori discuția aluneca accidental către un astfel de subiect și nu rare ori mi-a fost dat să întâlnesc cu oameni care spunea, da, doctorul uh, Joseph Mengele a făcut experimente pe oameni și a torturat oameni, dar vezi după el, știința a primit atât de multă lumină, știința a beneficiat după studiile sale, după studiile domniei sale. Dragii mei prieteni, din nefericire, această mentalitate a lui Mengele există și astăzi în lumea științei. Însă vreau să vă anunț că există o știință medicală malefică și există o știință medicală uh, bazată pe jurământul lui Hipocrate primo non nocere, în primul rând să nu faci rău, dragii mei prieteni, sunt ferm convins că există bărbați și femei în lumea medicală care au un caracter și o conștiință vie și care depun toate eforturile pentru a salva oamenii așa cum pot și așa cum știu. însă Mengele reprezintă realitatea crudă a cărții Apocalipsei, când cariera și interesele omului Mengele din secolul 21 intersectează banul, puterea, amenințările, tentații de orice fel. Vreau să vă spun că producem în societate același fenomen. Sunt convins că sunt oameni care încearcă din toată inima să facă bine umanității. Însă, luați aminte la istorie. Imaginea de față spune wanted, adică dorit, și era căutat peste tot în lume. Dar Roma avea căile ei de a proteja pe toți acei oameni care au fost actori principali în primul și al doilea război mondial. America Latină și-a dovedit actul de fidelitate față de Roma. Primind și găzduind pe proprietatea acestor țări, mulți partizani ai gândirii naziste care aveau să se refugieze după pierderea războiului. Roma, în felul acesta, își achitase datoria față de servii credincioși care serviseră interesului papalității de a cuceri teritoriile din Bizans. După terminarea războiului, a existat un proces care se cheamă procesul de la Nuremberg. Este foarte important să înțelegem că a fost sfârșitul tragediei temporare. Aici la Nuremberg avea să fie prezentată elita celor care, mă rog, erau considerați criminali de război sau vinovați de genocid, oameni influenți din fostul guvern al lui Hitler. În orice caz, dincolo de tot acest proces, concluziile Tribunalului Militar avea să creeze ceea ce noi numim astăzi Codul de la Nuremberg. Toți ar trebui să fie conștienți de istoria îngrijorătoare prin care la 19 august 1947 judecătorii Tribunalului Militar American în cazul SUA vs. Carl Brandt a emis un verdict cu privire la faptele participanților în regimul lui Hitler în timpul celui de-al doilea război mondial. Înainte de a anunța vinovăția sau inocența fiecărui inculpat, ei s-au confruntat cu o problemă dificilă, a experimentării medicale pe oameni. Mengele, unde ești, Mengele? Doctorul care trebuia să răspundă la întrebările cu privire la experimentele pe care le-a făcut pe ființele umane nu era acolo. Mengele scăpase de tribunalul de la Nuremberg. În orice caz, din procesele de infractori de război în fața tribunalor militare în Nuremberg, în conformitate cu legea numărul 10 a Consiliului de Control de la Nuremberg, octombrie 1946, aprilie 1949, Washington DC, se găsește ceea ce este cunoscut sub numele de codul de la Nuremberg, o listă de considerații etice ori de câte ori se efectuează experimentări medicale pe oameni. Vreau să împărtășesc câteva Generalități din codul de la Nuremberg care oricum nu mai este luată în considerare astăzi de cei care conduc noua ordine mondială. Aceasta înseamnă că persoana implicată ar trebui să aibă capacitatea juridică de a își da consimțământul. Ar trebui să fie pus în situația în care să-și poată exercita libera putere de alegere, fără intervenția unui element de forță, atenție, fraudă, înșelăciune prin marketing și propagandă, constrângere. Te dau afară de la lucru dacă nu faci cum zic eu, depășire sau altă formă ulterioară de constrângere. Și ar trebui să aibă suficientă cunoaștere și înțelegere a elementului subiectului implicat pentru a-i permite să iau o decizie înțeleaptă. Acest din urmă element necesită ca, înainte de acceptarea unei decizii afirmative de către subiectul experimental, să îi se facă cunoscută natura, durata și scopul experimentului, metoda și mijloacele prin care urmează să fie efectuată, toate inconveniențele și pericole sau efectele secundare de așteptat în mod rezonabil și efectele asupra sănătății sau persoanei sale care ar putea. Proveni din participarea la un astfel de experiment. Experimentul ar trebui să fie astfel conceput și bazat pe rezultatele uh, experiențelor pe animale și pe o cunoaștere a istoriei naturale, a bolii sau a altei probleme studiate, încât rezultatele anticipate să justifice performanța experimentului. Din nefericire, aceasta este scris în istorie și tot ce scrie în codul acesta acum este repudiat. Suntem în cartea apocalipsei, exact în focul acelei frământări în care se creează un sistem în care tu și eu și noi toți curând nu vom mai avea posibilitatea să cumpărăm sau să vindem. Și finalmente. Să fim chiar omorâți dacă nu vom primi ilustra, imagine, icoana elaborată a întregului sistem global de dictatură mondială. În timp ce oamenii ies pe stradă și strigă cerându-și sau pretinzându și drepturile, cei care conduc lumea s-au adunat într-o dorință de a crea un sistem internațional prin care să se formeze o bază de date. Medicale prin care toată lumea să știe cine ești și ce hrăn porți. Caută să se stabilească un sistem internațional de facilitare a datelor medicale inter Datele medicale, în special acelor care au o conștiință care nu reflectă trendul majoritar. Dragii mei prieteni, surpriza surprizelor! Pe pagina oficială a Companiei Moderna ni se prezintă faptul că ARN mesager este un sistem de operare de gen computer care poate fi accesat după ce este încorporat în trupul uman. Vă rog, verificați pagina de la Moderna. Este aici, sunteți la un click de uh, posibilitatea de a verifica și vi se spune totul despre cum noi oamenii putem deveni computere sau sisteme de operare accesate de această agenție. Motivul pentru care împărtășesc cu dumneavoastră aceste gânduri este ca să luăm aminte că suntem chiar înainte de inevitabila revenire a Domnului Isus Hristos pe norii cerului. Dragii mei, mai e puțin și mergem acasă. De la Moderna trecem la CDC, Centrul de Control și Prevenție a Bolilor din Statele Unite. Este cea mai oficială autoritate din lumea medicală în care ni se spune de către aceștia oameni de știință să ne pregătim pentru o pandemie apocaliptică de gen zombie. Adică vei vedea pe stradă oameni umblând care efectiv nu știu că sunt oameni și așa cum spunea și în cartea romanilor, ți s-a dus vestea că trăiești, dar ești mort. Deci veți vedea pe stradă oameni morți din punct de vedere al conștiinței, dar care se deplasează în funcție de cine stă la putoanele computerului. Pe de altă parte, sponsorul cel mai fidel a acestei companii Moderna făcea o declarație: uh, Voi crea carnea moleculară sau hrana viitorului, voi salva planeta și omenirea, asta este misiunea mea spirituală. Știu că numele uh, J. H. Kellogg spune ceva pentru cei care cunosc câte ceva din istoria secolului XIX. A fost după LNG White. Cel mai mare promotor al medicinii naturiste, care este o medicină preventivă, pe lângă viața lui controversată ca individ și sfârșitul trist pe care îl cunoaștem, vreau să vă spun că a fost un geniu în lumea medicală. Era cu 5 ani înaintea tuturor medicilor, și când oamenii îl întrebau: Cum poți tu să ai atât de mult succes? Zice, eu nu fac altceva decât să pun în practică viziunile lui Ellen G. White cu privire la știință. Mai târziu, America avea să-l cunoască ca inventator al lui Granola Bal sau Oatmeal. Cerealele acestea uscate care, sunt, care apar peste tot în magazine cu firma Kellogg sunt invenția acestui mare, mare doctor care a existat vreodată în istoria Lumii adventiste. O chestiune interesantă pe care o mărturisea cândva în promovarea medicinii naturiste, în promovarea medicinii preventive: această metodă de combatere a bolilor cu boli este modul uman de a întâmpina boala, la fel cum luptăm împotriva focului cu focul. Dar Dumnezeu ne-a dat. Un adevăr care are în el puterea de a ridica pe om deasupra bolii. El, Dumnezeu, ne-a dat principii de care, dacă ascultăm și urmăm, ne vor schimba corpurile, astfel încât să nu fim nevoiți să fim vaccinați care va ridica principii care vor ridica corpul deasupra puterii bolii și deasupra puterii păcatului, căci păcatul și boala merg împreună. Boala este consecința păcatului, iar păcatul induce boală morală. Cam în aceeași perioadă de timp, Ellen G. White făcea și ea o declarație. Este prea târziu în zi pentru a vă hrăni cu lapte dacă cei care au primit adevărul de o lună sau două, care sunt pe punctul de a intra în timpul strâmtorării, așa cum n-a fost niciodată, nu pot suferi tot adevărul direct sau nu pot îndura hrana tare, în așa manieră de a merge pe calea cea dreaptă, cum vor sta ei atunci în marea zi a bătăliei. Clepsidra timpului este întoarsă și timpul merge împotriva oamenilor. Mi-aduc aminte de ce spunea marele filozof Emil Cioran în declarația lui Eu mă chinui să omor timpul și timpul se chinuie să mă omoare pe mine. Ne înțelegem bine ca între asasini, dar să nu uitați, dragii mei prieteni, că timpul a învins împotriva marelui filozof. Noi toți, eventual, vom fi învinși. De acest legendar dușman al vieții păcatului, care este timpul. În Ezechiel, capitolul 8, versetul 17, Domnul Hristos vorbește Profetului: Iată că ei își apropie ramura de nas. Dragii mei prieteni, Domnul Hristos va interveni în momentul cel mai extraordinar. Nu uitați ce spunea Henry Kissinger în mai 31 2007 la conferința de la Istanbul în Turcia. Ceea ce noi numim teroriști în America sunt de fapt grupări de oameni care resping sistemul internațional. Dragii mei prieteni, până la urmă Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce și sub acuzația de crimă și trădare împotriva Marelui Imperiu Roman. Așa este scris în Cartea Hristos în lumii, Puteți verifica Treason against the Roman Empire was the crime that Jesus has committed to be crucified. Deci, pentru Imperiul Roman, teroristul cel mai notoriu și cel mai mare a fost Domnul Isus Hristos. Iar urmașii lui aveau să fie repudiați, persecutați și torturați de aceia care, în numele Imperiului, mârâiau și răgneau ca să le mănânce viața puținilor credincioși și urmașii Domnului Hristos care aveau să fie pe pământ. Există o declarație foarte interesantă făcută în 1902, care ne avertizează că clepsidra timpului avea să meargă împotriva noastră până când Domnul Hristos va interveni. Înlocuirea legii lui Dumnezeu în favoarea legilor oamenilor, exaltarea doar prin autoritatea umană a duminicii în locul sabatului biblic, este ultimul act din dramă. Atenție, nu este primul. Dar înainte de ultimul act din dramă, mai sunt multe acte în această dramă pe care omenirea o joacă astăzi. Când această înlocuire devine universală, Dumnezeu se va revela sau se va descoperi pe sine. El se va ridica în împărăția sa pentru a zgudui teribil pământul. Scumpii mei prieteni, fac un apel la inima dumneavoastră. Ca să ne plecăm pe genunchi înaintea Creatorului cerului tatăl nostru și înaintea fiului său Domnul Isus Hristos și să împărtășim o vorbă de duh cu Tatăl nostru, cu Dumnezeul nostru care are milă de noi și ne poate ierta, ne poate întări, ne poate da curaj și soluții atunci când nu mai vedem lumina dincolo de la de capătul tunelului. Scumpule Tată din ceruri, în numele Domnului Isus, îți mulțumim că ne iubești, îți mulțumim pentru această zi minunată și frumoasă. Ai vrea din toată inima noastră, iubite Tată și bunule Părinte, să ne binecuvântezi cu Harul și cu mila Ta. Te iubim și vrem să rămânem ai Tăi și vrem să facem voia Ta. Ne rugăm, Tată bun din ceruri, ca să ne binecuvântezi și Mă rog, în această seară, iubite tată, ceresc pentru cei care au ieșit în stradă noaptea, pentru a-și exprima nemulțumirea, frustrarea, supărarea, descurajarea, disperarea. Mă rog, pentru mamele și tații care n-au ce să pună pe masă mâine copilașilor lor ne rugăm pentru cei care recent și-au pierdut geabul uh, și-au pierdut slujba, locul de muncă datorită circumstanțelor sociale ne rugăm pentru cei care au frământări, care au descurajări ne rugăm pentru tineretul țării noastre și ne rugăm pentru conducătorii care lucrează sub o influență și sub o tensiune maximă ne rugăm pentru toți cei care doresc să facă bine omenirii, Doamne, dă curaj și trezește Tu conducătorii și trezește tu poporul. Iubite Tată, tu ești cel care iubești, tu ești cel care ierți, tu ești cel care dai viață. Și vrem, din toată inima Tată Ceresc, să fim binecuvântați și iertați. Mă rog pentru cei care au fost pe calea undelor în această seară și doresc ca să-i binecuvântezi în casele lor și să binecuvântezi această zi de odihnă în viața noastră cu prezența ta. Îți mulțumim Tată ceresc în numele lui Isus. Amin!